Bun găsit! Meteorologii ne aduc vești bune. Chiar dacă temperaturile scad în mare parte din țară, nu stăm deloc rău pentru începutul lunii noiembrie. Să urmărim detaliile. Astăzi vremea va fi răcoroasă în sud și sud-estul țării, pe unde norii își vor face apariția și vor fi câteva reprize de ploaie. În restul teritoriului se arată soarele, iar atmosfera devine plăcută și nu sunt șanse de precipitații. Vântul va rămâne destul de activ în vest, nord-est, dar și la altitudini mari, pe unde rafalele vor depăși 85 de km pe oră. Vor fi condiții de ceață spre seară, iar temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 20 de grade. În capitală ne vor vizita norii de această dată, iar trecător este posibil să vină 2-3 stropi de ploaie, așadar ar fi bine să luăm și o umbrelă cu noi. Temperaturile mai scad puțin față de ieri, iar maxima va ajunge la 18 grade. Mă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 19 grade se vor înregistra la Timișoara, 17 grade la Iași, 16 grade la Cluj-Napoca, 15 grade la Brașov. Și la munte atmosfera va fi schimbătoare și vor fi ploi slabe sporadice în toată zona montană. Vântul va prinde putere pe creste, iar prin stațiuni temperaturile încă se mențin ridicate pentru această perioadă. 9 grade vor fi la Sinaia, 11 grade la Predeal, 13 grade la Poiana Brașov. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea și în restul continentului. În peninsula iberică, cât și în vestul continentului, ploile nu se lasă nici astăzi, iar majoritatea precipitațiilor se vor semnala tot pe aici. Chiar și vântul își va face simțită prezența și se vor înregistra 15 grade la Madrid, 13 grade la Paris și la Londra, 11 grade la Geneva. În peninsula scandinavă va fi considerabil mai rece, iar precipitațiile mixte apar mai frecvent decât ploile. 4 grade se vor înregistra la Helsinki, 11 grade la Copenhaga. În restul continentului, în sud și sud-est, tot despre vreme caldă. Vorbim, masa de aer cald va acoperi în continuare această parte, iar maximele vor ajunge la 21 de grade la Roma, 17 grade la Budapesta, 27 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Temperaturile vor fi în creștere în cea mai mare parte a țării, iar vremea se arată destul de prietenoasă în termometre. Cei drept, ploile nu vor pleca din nord, vest, centru, dar și la munte, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul se va intensifica pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, dar cel mai tare se va simți în Banat, Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info.